În vârstă de 33 de ani, acesta a recurs la un gest greu de înțeles și a ucis cu bestialitate iubita, apoi a fost denunțat la poliție chiar de către sora lui, căreia i-ar fi mărturisit totul, ulterior aceasta găsind în locuința victimei sânge. Întreaga crimă s-a petrecut într-o localitate italiană din provincia Mantova. În primă fază, Dima, așa cum îl cunoștea toată lumea, a ascuns cadavrul și abia după a contactat-o pe sora lui și pe un amic, transmițându-le că a făcut o prostie. Dumitru Stratan, împreună cu mama lui Ana și sora sa Cristina, locuiesc de ani buni în Italia. În primă fază, femeia a plecat singură la muncă, apoi a luat și pe cei doi copii ai săi pentru a fi o familie unită. Ulterior, Ana a deschis un bar de care se ocupă împreună cu fiica sa, Cristina, în timp ce Dumitru a ales să nu se implice în afacerea familiei. Totul s-a schimbat însă când Diana Malaico, ucraineancă de origine, a ajuns în Italia și s-a angajat la barul familiei Stratan, începând apoi o relație cu Dumitru. Fata s-a înțeles de minune cu mama și sora partenerului ei, iar rudele tânărului spun despre ea că făcea parte din familie ca o fică, o soră. După 3 ani în care au format un cuplu, tânăra a decis să se despartă de iubitul ei. După separarea celor doi tineri, sora lui Dumitru a decis să o ia pe Diana să locuiască cu ea în apartamentul ei, care se afla chiar deasupra barului familiei. De precizat este că în noaptea cu pricina, Iana se afla singură în apartament, iar sora lui Dumitru nu era în locuință în acel moment, iar în acest timp, tânărul a avut o discuție cu iubita lui prin intermediul mesajelor pe telefon. După asta, Dumitru a mers la apartament pe miezul nopții, iar în jurul orei 5, acesta a fost văzut coborând cu un sac negru pe care l-a pus în mașina personală. După ce a pus sacul în autoturism, acesta a condus mașina până a ajuns într-o zonă, terenuri agricole, de la marginea localității, acolo unde a rămas blocat în oroi cu mașina, fiind ajutat de către un agricol din zonă pentru a ieși. Totuși, la scurt timp după, mașina moldoveanului a fost găsită abandonată, chiar lângă mașina pe care o deținea fosta iubită. Trupul neînsuflețit al tinerei nu a fost găsit nici după o săptămână de căutări. Într-o după-amiază, una dintre rudele ucrainiene, Iana, a alertat autoritățile, fiind îngrijorată că nu mai știe nimic despre fata de 23 de ani. Abia după asta, Dumitru a făcut mărturisirea în fața surorii și a amicului său, legată de gestul nebunesc pe care îl făcuse. Cristina a mers apoi de urgență în apartamentul ei, unde locuise și Iana, găsindu-l în sufragerie pe fratele ei. Am văzut sânge peste tot și Iana nu era, așa că l-am denunțat pe fratele meu, a declarat Cristina Stratan. Relatează wowbiz.ro.